Vă salut, dragi prieteni, spectatori ai noștri de la Teatrul Ion Creangă și acum telespectatori. Vă mulțumesc foarte mult că suntem astăzi seară împreună. E foarte bine că s-au adresat mie să vorbesc puțin despre spectacolul Pinocchio pe care o să-l vedeți astăzi seară pe televizor. Pentru că eu am jucat în Pinocchio aproape toate rolurile. Nu. Numai Pinocchio l-am jucat. De când am intrat în teatru. Am jucat pe rând. Jandarmul, dresorul, prietenul Pinocchio. Am jucat aproape toate rolurile. Și iată că mi-a venit rândul să joc și pe Geppetto. Geppetto care mi-este foarte drag, vreau să vă spun. Am avut mare succes cu el. Am colindat în turnee foarte mult. Dragi copii, părinți și bunici, știu sigur că ați auzit de faimoasa păpușă de lemn căreia îi crește nasul când spune minciuni, dar care își dorește în același timp să ajungă un copil adevărat, așa ca voi. E vorba desigur de Pinocchio. Dar v-ați gândit cum o să reușească? Ei bine, actorii Teatrului Ion Creangă sunt gata să vă răspund de la această întrebare. Vă invită să-i însoțiți în toate aventurile prin care trece năzdrăvanul personaj. Nu-i refuzați, n-o să vă pară rău. Vă sfătuiesc de bine, eu, greierele vorbitor, sfătuitorul lui Pinocchio. Pentru dumneavoastră, Alexandrina Halic. Vă dau întâlnire în poveste, la televizor. Altfel, deocamdată nu se poate. Pentru că știți și voi. Trebuie să stăm toți cu minți acasă.